Ei, dragi prieteni, bine v-am găsit! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și în această ultimă săptămână din acest an. Iată că ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut un an frumos, mai cu bune, mai cu rele. Asta este, viața merge înainte și noi trebuie să-i urmăm cursul. Bineînțeles că fiind de sfârșit de an, trebuie să pregătim ceva mai deosebit, o să pregătim o gâscă umplută. Să nu uitați, în anul, noapte de nou, nu se mănâncă găină, nu se mănâncă cocoș, nu se mănâncă pui. De ce? Fiindcă și că stă râșchie. Mâncați rață, mâncați gâscă, mâncați ce vreți dumneavoastră, cocomârlă, nu contează orice. Numai să nu râșchie, să nu arunce înapoi, ci că mâncăm norocul în spate. Deci, azi noi o să pregătim o gâscă pe care o să o umplem cu un amestec deosebit de fain, cu fel de fel de semințe, o să vedeți dumneavoastră, e o nebunie. Măcar o dată pe an ne permitem să ne destrăbălăm, cum s-ar spune, adică să facem de toate. O fie ea un pic mai scumpă, de fapt nu e așa de scumpă, să vedeți dumneavoastră, dar trecem la treabă și o să ne apucăm de lucru. Ca să ai o televiziune cu gust, trebuie să ai un sponsor cu gust și ăsta este Mona Lisa, unde au preparate deosebite, faine, bune și proaspete, repet, poate 15 ore. Nu uitați că de multe ori produsele n-au nicio jumătate de oră de când au fost scoase din fabrică și au ajuns în fața dumneavoastră. Deci calitatea și prospețimea este garantată. Să vă spun de condițiile de lucru. Acum trebuie să-i laud un pic că e sfârșit de an și asta este, nu se poate. Un an întreg au fost oamenii cu noi și nici măcar acum să nu-i vorbim de bine, mai vorbim fiindcă merită. Bun. Așa cum spuneam, trecem mai departe la animala noastră, adică la animal, respectiv la gâscă, pe care o vom umple cu un amestec deosebit, fain, bun, după care să o băgăm la cuptor. Dumneavoastră să vedeți partea până vine chestia cu băgatul la cuptor. Nu o băgăm la cuptor acum, fiindcă am și eu drept ca tot creștinul să mănânc animala proaspătă, caldă, fierbinte, în noaptea de anul nou și nu să o fac acum câteva zile înainte. Așa, în primul rând, iată gâsca, iată animala bună, faină, frumoasă, proaspătă, nemaipomenită. Ia uite ce frumoasă e, ce bună e. Așa, pulpe are de toate. Aici avem o ceapă și un ardei iute. Aici doi castraveți acri. Aici avem mezeluri, fel de fel de mezeluri. Tot ce am găsit și tot ce a mai rămas de la Crăciun, de fapt. Sare, după care miez de nucă, usturoi, babe de porumb, stafide, nucă, caju, avem fistic, banane confiate, uscate, din alea mare, cum le zice, migdale, un pic de sos de roșii, ciocolată amăruie, așa, ce mai avem, condimente și, bineînțeles, spor de treabă și la treabă, o să avem peste câteva minute. Era să uit de pâine pusă la muiat. Așa, în primul rând luăm gâsca, o dăm cu un pic de sare și cu piper. Bine. Aici o să luăm pâine pe care o stoarcem bine de tot. Pâinea. Acum aici o să punem migdalele, bananele uscate, nuca de caju, fisticul neapărat să fie sărat, să nu fie fistic dulce, stafidele, boabele de porumb, nuca. Bun, acum urmează bucățelele de ciocolată amăruie. Atenție să fie ciocolata măruie-amăruie, din aceea cu 75% cel puțin la 100 cacao, dacă nu chiar 80%, ciocolată de post, așa îi se mai spune. Să nu puneți din aia dulce, fiindcă ne strică aroma. Punem și pe asta aici. Așa. La fel facem cu pasta de roșii. După care tocăm mezelurile, ceapa și ce mai avem noi. Bineînțeles, ficatul, am putea să vi-l arăt și inima de la desca. Așa, aici avem ficatul de la gâscă. Temu cu o dată.
Luăm. Și îl punem aici, în castron. Inima. O desfacem în două. După care tăiem fâșii. Și facem cubulețe și pe ea. Un pic de grăsime. Așa. Mezeluri. Așa, aici avem niște piept. Punem și pe el. Aici. Aici mai avem niște bucăți de pateu, la fel, luăm bucățile și înăuntru. Dacă observați, totul e tăiat mai mare, mai grosier. Fiindcă nu-mi place pasta. Mie îmi plac bucățile mai sănătoase. Alt tip de mezel. Trebuie să fie cel puțin 5-6 feluri de mezeluri, să știți. Dar atenție să nu fie de același fel, să fie gust diferit și textură diferită. Aici mai avem un fel de miselan. Bun. Acum o să luăm ceapa. Atunci am părut și că s-a nimerit și arată mai fain, arată mai frumos. Dar merge orice ceapă. O tăiem în două. După care bucăți un pic mai mari. Mi-a trecut ideea. Ia să vedem. Așa. Și avem control și la castron, ardeiul, la fel. După care îl tăiem în două pe lungime. Așa, de semințe nu prea poate fi vorba, iar de deseră, bineînțeles, dar are gustul, are mirosul ăla, de fapt. E un pic iute, numai așa că trebuie. Așa, punem și pe asta deasupra. După care luăm castravetele. La fel procedăm și cu el.
Așa. Așa, căței de usturoi. Luăm și tăiem tot așa grosier. Condimentăm. Așa. E, acum punem niște albuș ce a rămas de pe la prăjituri. Punem piper. După gust, bineînțeles. Și condimente ce vă plac dumneavoastră. Așa. Sare. Nu prea multă, fiindcă gustăm, să nu avem surprize. Așa, ce mai punem înăuntru? Uite, stai de la piper. Punem un pic de nucșoară, nu prea multă. De o savoare deosebită, mai ales mâncărurilor cu carne de porc. Așa, nucșoara. Aici avem niște măghiran. Așa. Ce mai băgăm înăuntru? Sunt niște semințe de chimion. Așa, din asta punem și înăuntru și pe din afară. E vorba despre niște rozmarin. Bine. Acum noi o să mergem mai departe fără niște frunze de pătrunjel. Așa. Un pic de frunze de țelină. Tot aici o să punem niște mărar uscat. Așa, fără bețe. Bun. Și cam asta ar fi la capitolul frunze. Și acum ne apucăm fain frumos și cu răbdare măcinăm. Așa, se amestecă bine până în momentul în care se lipește bine de mână. Adică rămâne bun, că ia uitați-o. Înseamnă că este gata compoziția noastră, o vedeți? Am amestecat bine, fiindcă trebuie să fie omogenizate toate ingredientele. Bun. Mai gustați de sare, mai gustați de piper, după care ne apucăm să umplem gâsca. Bun, și acum trecem la operațiunea în sine. Asta e animala, adică doamna gâscă. Prima dată cu o cârpă de vase uscată, un șervet, o lavetă, curățăm înăuntru și o mai tamponăm o dată, ca să nu avem surprize. Ea mai lasă de la sare, mai lasă sânge, după care ne apucăm. Și în cel mai ușor mod, luăm cu mâna compoziția și băgăm la gâscă. Bun, acum luăm un ac
și coasem, reparăm ce s-a stricat aici. Așa, și începem dinspre exterior spre interior. Numai încercați să faceți și nod lață, nu ca mine. Așa, frumos. Îi vom face o operație estetică. De chestii de complezanță care nu fac și nu ajută la nimic. Așa. Bun. Așa, luăm o tavă. Punem ulei. Să știți, gâsca merge foarte bine și cu untura. Acum, în prima fază, punem tot așa un pic de ulei deasupra. Ulei pe care îl întindem cu mâna. Atenție și aripile ca să nu se uște prea tare și pulpele și capetele de la pulpe tot. Bun. Și în prima fază îi dăm doar un praf de sare. Așa. Ei, și asta a fost gâsca. Gata, cuptorul s-o bag și eu ca tot creștinul, ca tot românul, în data de 31 după masă. Așa numai vine la ora 12 să fie crocantă și faină. În prima fază o lăsați așa, după care o să începeți să luați zeamă dinăuntru și puneți pe gâscă și cam după vreo oră și jumătate se întoarce pe partea cealaltă cu spatele în sus. Atenție să nu o rupeți. După care, spre final, se dă cu un praf de rozmarin deasupra, dacă vreți, cu ce condimente vă place dumneavoastră. În afară de boia, nu puneți boia fiindcă se arde la cuptor. Cam asta a fost pentru astăzi. Ce-aș putea decât să spun că dacă mă primiți cu plugușorul, cred că mă primiți, nu-i așa? A fost un an bun, a fost un an așa cum a fost. Să dea Dumnezeu măcar așa de bun să fie ca și ăsta, dacă nu să fie chiar și mai bun, fiindcă asta ne dorim cu toții. Asta vă doresc și dumneavoastră, dragi prieteni, dragi telespectatori de televiziunea Banat, dragi bănățeni de peste tot, cei care ne priviți în acest moment. Urările mele merg din suflet către dumneavoastră. Cred că sunt în asentimentul colegilor să vă transmit toate gândurile bune, să dea Dumnezeu să aveți mesele încărcate cu bunătăți, cu bucurii, nu doar acum de sărbătoare, în permanență. Să mergeți în frigider să vă alegeți, mă, ce mănânc astăzi, nu ce mănânc astăzi, oare ce o avea, ce vreți dumneavoastră să vă alegeți. Să dea Dumnezeu la tot românul, la tot omul, la tot necășitul pe masă să fie de toate, fiindcă de-aia muncem în final, de-aia ne chinuim. Și eu am un principiu după care mă ghidez. Dacă vedeți ceva, eu știu, o bucățică de mușchi, de icre, de orice ar fi, o bucățică de brânză și e foarte scumpă, dar vreți să o gustați, vi se lasă dumneavoastră ca om, ca suflet, luați-vă o bucățică și gustați-o. Pentru ce muncim? Ce rost are viața dacă le refuzăm aceste mici bucurii? Așa că, încă o dată, vă spun că vă iubesc, vă doresc sărbători fericite, vă doresc un an nou plin și încărcat de bucurii. Celor care poartă numele de Vasile le doresc numai bine și multă sănătate și, bineînțeles, la toți românii noștri dragi, la toți bănățenii, să ne dea Dumnezeu un an mai bun, încărcat de bucurii și încărcat de fericire. Și nu o să închei fără să le mulțumesc din nou prietenilor de la Mona Lisa, cei care de fiecare dată au fost alături de noi cu bucurii, au fost alături de noi cu produse bune, cu produse gustoase, așa cum au făcut-o și în acest an, așa cum au făcut-o și în acest final de an de Crăciun, de anul nou. Le-ai găsit de toate, fiindcă, în primul rând, ei gătesc cu sufletul și după aia o fac pentru bani. Haideți să ne luăm rămas bun așa cum se cuvine, creștinește, și încă o dată vă pup și vă doresc sărbători fericite, să dea Dumnezeu un an bun, și mai ales cu multă, multă sănătate și cu pace și cu liniște. Doamne ajută! Ah, și era să uit, v-am promis că vă arăt casa, nu casa, satul meu de vacanță, fiindcă mi-am construit un sat întreg.
Am un sat de vacanță pe care vi-l prezint și dumneavoastră. Un sat de iarnă încărcat de zăpadă și de bucurii. Sunt imagini superbe, sunt imagini de vis, așa că eu m-am chinuit și l-am făcut. Am reușit, în fine, cu afaceri imobiliare, până cu alta. Vă duc în satul meu de vacanță să vă alegeți câte o căsuță, să vă alegeți chiar să stați în fața bisericii, unde vreți dumneavoastră. Așa că haideți cu mine în satul meu de vacanță. Vă pup și vă spun la mulți ani. Și v-am adus în satul meu de vacanță. Iată. Acesta e satul pe care mi l-am construit singur. Vă port pe toate străzile lui, pe toate ulițele, cu toate casele, cu tot ce are el. A venit și moșul. Mai are 2 minute.